Pandurii lui Petre Grigoraș au dat uitării repede egalul din prima etapă cu nou promovata Ceahlăul și au învins Brașovul cu 2-1. Batin a avut prima șansă de a înscrie după 10 minute de joc, dar a fost blocat de Maiernic. Golul a venit în minutul 17 când Stroma era trimis la Vranieș, care nu l-a iertat pe Felgheraș. Același Vranieș putea reuși dubla, dar a trimis pe lângă poartă. După pauză, brașovenii au intrat pe teren hotărât să întoarcă rezultatul și au reușit egalarea prin Maiernic. Pandurii și Brașovul s-au întrecut apoi în ratări în încercarea de a obține cele 3 puncte. Mai întâi Băcila a trimis cu capul peste poartă, Lemnaru a avut șansa meciului, dar a trimis în bară, pentru că apoi Chipciu să înscrie, dar reușita a fost anulată pentru offside. Golul de 3 puncte pentru Pandurii avea să vină tot de la Vranieș, care a reușit o execuție de senzație. Partida s-a încheiat cu brașovenii în atac, dar Cristescu nu a putut să aducă egalarea în minutele de prelungiri și Pandurii Brașov s-a încheiat 2-1.